Știre electorală de promovare. Socialdemocratul Lucian Rus candidează pentru funcția de primar al reședinței de județ, promovând o nouă viziune și o nouă gândire pentru dezvoltarea municipiului Deva. Iar omul Lucian Rus este cel care poate transforma expertiza acumulată în calitate de secretar de stat în Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului în oportunități pentru dezvoltarea reală și durabilă a Devei. Cred că oamenii nu au nevoie de promisiuni, au nevoie de lucruri concrete, de lucruri realizabile, lucruri care să se și întâmple și lucruri pe care să le dezvoltăm pentru viitor, pentru dezvoltarea și binele orașului nostru. De aceea, cred că începutul pe care ar trebui să-l facem toți, cred că candidații, ar trebui să vedem, să plecăm de la bugetul nostru, de bugetul municipiului Deva, cum ar trebui să arate acest buget și cum ar trebui construit anual și un buget multianual pe care să-l putem folosi așa cum se cuvine în dezvoltarea municipiului nostru. Să înțeleg că până la urmă și administrația locală are nevoie de un plan de afaceri. Categoric, ca bineînțeles, cu siguranță da, și un plan de afaceri pe termen scurt, mediu și lung, astfel încât să vedem care este dezvoltarea, să vedem care este viziunea, să vedem care este perspectiva și atunci cetățenii se aleagă din cei care vin cu cele mai bune și mai concrete soluții. Și de aici aș începe de la partea de buget, pentru că bugetul este al nostru, al devenilor. Este strâns din banii, din contribuțiile noastre ale devenilor. Iar decizia pe care ar trebui să o facem în fiecare an pentru atribuirea acestui buget va trebui să fie în discuție permanentă cu devenici. De aceea, unul din punctele cele mai importante pe care noi, ca echipa Partidului Social Democrat, le propunem pentru Deva și pentru bugetul municipiului Deva este acest buget participativ, în care să discutăm cu toți reprezentanții asociațiilor de proprietari, cu toți reprezentanții cartierelor, cu reprezentanții antreprenorilor din municipiul Deva, cu reprezentanții turismului din municipiul Deva, astfel încât împreună să creionăm acest buget și să-i dăm o destinație corectă și clar. Pe lângă viziunea noastră a echipei care vine cu o strategie concretă pentru dezvoltare, trebuie să fie și această parte participativă pe care trebuie să o facem împreună cu oamenii, cu reprezentanții locuitorilor din municipiul Deva. Asta este un lucru de început cu care în fiecare an ar trebui să înceapă municipalitatea cu acest buget participativ. Așa cum am spus, este din banii noștri constituit acest buget și atunci noi trebuie să avem posibilitatea să decidem care este cea mai urgentă acțiune pe care trebuie să o facem, prioritate la care trebuie să ne uităm și, bineînțeles, este partea de fonduri europene, unde tot din acest buget trebuie să-l alocăm pentru fondurile europene care să poată multiplica acest buget și să putem să reușim să facem cât mai multe lucruri din utilizarea bugetului nostru. Nu trebuie să uităm că bugetul municipiului Deva astăzi este cel mai mare buget din județul Hunedoara, inclusiv mai mare decât al bugetul Consiliului Județean Hunedoara. Deci putem să facem, avem de tot ce înseamnă infrastructură, apă, canal, drumuri. Exact. Județul Hunedoara are rețeaua cea mai mare de drumuri din România. Și vedem cum Consiliul Județean ușoară, dacă poate, ne gândim și la relieful pe care nu este ușoară, nu este facilă și este cu foarte multe probleme, dar uite că Consiliul Județean a reușit să le pune la punct, a reușit să fie prezent peste tot acolo și a reușit să atragă peste 1 miliard de euro fonduri europene. Așa ne dorim și noi la Deva, să putem ca din bugetul pe care îl avem să atragem cât mai multe fonduri europene, să fie un buget care să-l multiplicăm și să fie în beneficiul locuitorilor municipiului Deva. Să nu uităm, avem PNRR, avem tranziție justă, avem forduri europene, avem Anghel Salini, un program al guvernului extrem de bun și necesar pentru tot ce înseamnă OAT-urile din România. Acestea sunt cele care trebuie să le folosim împreună cu cofinanțarea din bugetul local să putem să facem lucruri bune pentru orașul nostru.